toți am observat că în ultima perioadă agricultura românească duce lipsă de personal, dragii mei. Tocmai din acest motiv, fermierii au posibilitatea să găsească înlocuitori, dacă pot să spun așa, pentru munca prestată de oameni. De data aceasta vorbim despre roboții din zootehnie. Domnule Mihai Rognean, reprezentați în România, în exclusivitate, două companii. O companie suedeză și o companie franțuzească care, prin intermediul producătoare de roboți, care, prin intermediul dumneavoastră, prezintă celor interesați acești roboți. Spuneți-ne despre ce este vorba. Ca și în alte domenii de activitate, anumite constrângeri, fie legislative, fie de altă natură, cum ar fi forța de muncă sau creșterea productivității, impun din ce în ce standarde din ce în ce mai înalte în ce privește tehnologia. În zootehnie lucrurile stau la fel ca și în alte domenii mai avansate în domeniul acesta roboticii. Compania suedeză Envirologic a pus pe piață un robot pentru spălarea halelor de suine, iar în anul următor va veni cu aceeași soluție și pentru halele de păsări. Da? O soluție complet autonomă, deci un robot complet autonom, programabil, cu stocarea datelor în cloud, ceea ce face posibilă și analiza ulterioară acestor date și remedierea unor probleme tehnice minore, da, prin internet. Compania franceză Octopus Biosafety a venit cu o inovație, e chiar o inovație de ultimă oră, dat fiind că robotul XO, pe care l-au conceput pentru halele de păsări, a fost doar introdus pe piață în anul acesta. Da? E un robot care asigură un mediu mai face scarificare, scarificarea șternutului pentru păsările la îngrășat, pentru broiler, face dezinfecție, da, și monitorizează în același timp mediul și animalele. Deci face monitorizare de mediu pe trei parametri, temperatură, umiditate și nivel de amoniac și procent de amoniac, monitorizând în același timp și păsările. Da? La fel, e adaptabil, învață, da? Folosește niște algoritm de inteligență artificială, da? Și se adaptează inclusiv ritmului de creștere al păsărilor și numărului acestora. Detectează mortalitățile, evident, transmițind toate aceste date în cloud, de unde la fel pot fi analizate și rezultatul, în principal aici, este de o creștere a productivității, în același timp cu crearea unor condiții de bunăstare a animalelor superioare, da? Prin eliminarea, spre exemplu, sau până la zero a pododermatitelor, deci aducând efectiv beneficii economice imediate. Deci este ca un îngrijitor, ca un fermier perfect. Nu elimină omul, deci nu elimină omul, ajută omul și direcționează forța de muncă umană spre alte joburi mai importante în fermă, ca să spun așa. Da? Dar automatizând niște activități, da, care sunt consumatoare de timp și necalificate. Da? Referitor la primul robot, cel care asigură spălarea, curățenia, deci să înțeleg că el își face o hartă a locației și știe exact unde, ce și cum să curețe. Nu își face singur. El este programabil, se programează cu un joystick, exact ca și consolele de jocuri. Este ghidat pentru halele de suine, este ghidat pe culoar.
și se orientează în spațiu pe baza unor senzori electromagnetici montați de către personalul nostru sau de către personalul instruit al beneficiarului. Da? Deci, ghidarea se face pe baza acestor senzori. În momentul în care îi se încarcă programul făcut anterior, da, el urmează acel program complet autonom.